For the next fight, we're going to the same category, 91 kilograms. Mergem la categoria 91 de kilograme. The first fighter is coming from Italy, from Como. 34 years old and 1.85 tall. His coach is Cristiano Olivo. Professional record, 7 wins, 5 defeats and 2 draws. Fighting out of the blue corner from Italy, Davide Longoni! Meciul dintre Davide Longoni și Dănuț Curduc la categoria 91 de kilograme. Primul sportiv care intră în ring este vorba despre sportivul italian Davide Longoni, care vine de la clubul Team Satori din Italia, un sportiv de 34 de ani. 95 de kilograme de obicei cântărește Davide Longoni, un luptător care în acest moment a strâns 7 victorii și 5 înfrângeri în carieră. Vine din Italia, Davide Longoni! His opponent is coming from Burlad, Romania. 27 years old, 1.85 tall. His club is Scorpions Burlad and his coach Mihai Constantin. Professional record, 32 victories, including 10 KOs and just 4 defeats. His ring name is the Happy Killer. Fighting out of the red corner, Dănuț Curduc! Intră în ring acum al doilea membru al familiei Curduc, care luptă în această seară, în această gală, Coloseum de la Galați. Este vorba despre Dănuț Curduc, un sportiv care până acest moment a strâns 32 de victorii în cariera sa, 4 înfrângeri. Dănuț are 27 de ani, 1,85 m înălțime. Au aceeași înălțime cei doi sportivi, și el și Davide Longoni. Cei doi luptători pregătiți pentru startul acestui meci, Davide Longoni și Curduc. Longoni a pierdut în prima fază avionul, a ajuns ceva mai târziu, n-a reușit să ajungă de ieri sportivul italian în timpul zilei, a ajuns undeva noaptea târziu aici la Galați, Davide Longoni. Așadar, Octavian, suntem undeva la aproape de categoria grea, 95 de kilograme pentru cei doi luptători. Da, mă gândeam ceva mai devreme că am avut destui luptători din Italia care ne-au trecut pragul de-a lungul timpului, dar nu mi-au cam aminte să fi avut vreunul la o asemenea categorie. Exceptându-l pe Luca Belora, care acum o tempora, pe vremea când purigele se potcovea cu 99 de ocale de fier, a luptat cu Iftimoaie, dar nu mai știu dacă a luptat în România, sigur a luptat în Italia, la octagon. Da, da, da. După aia a venit pentru niște acțiuni publicitare, da, niște chestii de genul ăsta. Da, și el era sărit bine de 100 de kilograme. Exact. Da. În rest, numai de ăștia mititei. Mititei, da. De prin Italia am avut. Dar buni, Vârlad, de regulă italienii au venit aici și au plecat cu fruntea sus, fie că au câștigat, fie că au pierdut. Să-l vedem pe Davide Longoni la 91 de kilograme contra lui Dănuț Curduc, Curduc mănuț roșii. Da, a pornit în atac Curduc, face pasul înainte, bună lovitura joasă de picior, acum răspunde și adversarul său. Bune croșiele puternice trimise de Curduc, se lasă pe spate adversarul său, pe cors, și întinde genunchiul, am văzut, la aceste atacuri ale lui Curduc. Break! No clinch! No clinch! Fight! Low kick
o stângă, croșet de dreapta, încă o dată croșet de dreapta, uppercut de stânga pentru Hurduc, care s-a aruncat în atac încă din debutul acestui meci. Vrea o victorie cât mai rapidă, se pare, Hurduc. Break! Încurcăresc până acum în acest prim minut adversarul său, care îl ia în brațe imediat pe Hurduc, cum acesta se apropie. No clinch! Fight! Bună stânga! Break! Deocamdată duce italianul, da? Până în momentul de față e clar meciul lui Hurduc. Mult mai agresiv, lovește mult mai mult, punctează. Break! Pune presiune pe adversarul său. Sigur. Italianul din când în când încearcă să fragmenteze atunci când nu mai poate duce tirurile lui Hurduc. Break! Break! Deja este congestional la față de efort și de loviturile încasate. Încasează iarăși, directă de stânga. Vine cu un croșeu. Uppercut de stânga la corp. E cu spatele pe corp, băgat la colț, bine împachetat acolo italianul. Atac susținut al lui Hurduc. Da, și l-am văzut pe Longoni că a încercat și el de acolo de pe spate să trimite iar o lovitură din aia cu genunchiul, dar nu prea hotărât. Încă o dată genunchi bune acum al lui Longoni. Mihai Constantin cere de la margine lui Hurduc să dea o directă de stânga și un croșeu tare cu brațul drept. Se par mult mai dure, mult mai grele loviturile lui Hurduc. Realmente parcă lovește cu un ciocan atunci când pumnul său explodează pe trupul adversarului. Iată, din nou ratează această lovitură cu brațul drept. A fost lovitura de forță. Pus un low kick al lui Hurduc, genunchiul adversarului stânga în burta lui Longoni pentru Hurduc. Acum câteva croșee, uppercutul prin gard adversarului, din nou stânga l-a picat. Hurduc poate forța un knockout. Da, și încearcă la ficatul adversarului, pentru că l-a văzut pe Longoni că a ridicat brațele sus. S-a lăsat descoperit pe partea sa dreaptă la ficat. Poate are un ficat de rezervă și îl schimbă la colț. Atunci nu e problemă dacă încasează acolo. Secunde afară. Sunt chemați la centru cei doi sportivi. N-am mai rămas două reprize în această luptă. O primă rundă dominată clar de Hurduc. Da, chiar dacă italianul n-a fost down, a fost o repriză aproape de 10-8 pentru Hurduc. Da, dominare categorică, iată, directă de stânga, bine plantată în bărbia italianului. Hurduc continuă să conducă ostilitățile, caută să-l închidă de tot acolo în colț pe Longoni, vine cu o stângă pe garda italianului, caută să iasă de acolo italianul, cu lovitură medie, însă nu face altceva decât să pice în brațele lui Hurduc, lovituri zdravene, trimise de Bârlătean, acum a încercat să lovească la corp. În fine, italianul are o gură de oxigen, a plecat de acolo doar pentru a se muta însă dintr-un colț în altul. E un fel de joc de așa cele cu pisica. Foarte activ Hurduc și cât pe ce să-i dea un cap în gură lui Longoni, dacă nu i-a și dat. Da, dar știi cum e, Hurduc e la vânătoare în acest meci. Dacă mai scapă și un cap în gură, e de întâmplare. Ce high kick! Stânga la corp. Încă o dată îi caută ficatul italianului. Oficial ordine. First ordine. Fight! La vreo 2 metri de noi este Mihai Constantin, care spune piserii, 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 dănuți! Vedem pe Dănuț făcând pasul înainte. Acum trimite o lovitură cu brațul stâng, nu foarte puternică. Încă o stângă la corp, o dreaptă în capul adversarului, încă o dată croșeu de stângă, încă o stângă la picat și este, la este picat acum italianul. Stânga la picat, aia l-a dermat pe Longoni. Au fost foarte multe lovituri și n-a avut ficatul ăla de rezervă pe care, de care întrebai tu în pauza dintre reprize să-l schimbe italianul. Se ridică Longoni, nu știu, da, își dorește să continue, dar Hurduc cu siguranță se va arunca peste adversarul său, se reia meciul. Pune presiune acum Hurduc pe adversarul său, câteva lovituri foarte puternice trimise de
Curduc, Longoni se împachetează, încearcă cumva să scape de lovitura adversarului. Îl ține acum pe Curduc, croșeu de stânga. Din întoarcere, lovitură ratată. Bună stânga acum pe întâmpinare. Acea lovitură a dat capul pe spate lui Longoni. Îl căpăcește bine Curduc în aceste momente pe adversarul său. Una dintre rarele lovituri expediate de Longoni, repriza asta. Mai mult a încasat decât a lovit. Toată îi caută ficatul, croșeu de dreapta. Eu zic că Longoni în aceste momente nu prea se mai apără inteligent. Florin Mura ar putea să întrebă meci, să știm. Corect. Încă o dată stânga la ficat, stânga la cap. Longoni încearcă și el un genunchi, nicio șansă de reușită. S-a încheiat repriza. Fără ca Longoni să se ducă definitiv la podea. Da, s-o ținut de public Curduc, reușește câteva lovituri spre figura adversarului, încă o dată lovituri puternice. Da, și este final de repriză. Ultima repriză a acestui meci, un meci fără istoric, aș putea spune. Da, asta a fost clar o repriză 10-8. Da, a fost și numărătoare care s-a... A, pardon, da, de-aia uitasem. Deci nu a fost chiar 10-7, am spus. Am spus 10-8 fără să iau un calcul numărătoare. Dacă pune și pe aia, chiar 10-7. Categoric. Bună stânga, prin garda adversarului, încasează o lovitură sub centură Curduc. Dar se reia repede meciul. Avem 4 meciuri, vor urca în ring pe rând Amancio, Paraschiv, Sebastian Cosmâncă, Cristiana Mongol, Stancu și Ionuța Todiresei. Încă o stângă bună a lui Curduc. Adversarul său încearcă să scape cumva din colț. Fernice aceste lovituri la cap trimise de Curduc, dar adversarul său rezistă. Cred că mai mari probleme le are la corp Longoni. A mai obosit un pic și Curduc. Nu mai are același limb ca în repriza precedentă. Genunchi blocat. Directă de stânga, croșeu de dreapta. Încă o dată directă de stânga, îi pică proteza italianului și se oprește meciul. Secunde bune de respiro pentru italian. E clar, unicul său scop în această seară este de a rămâne în picioare, de a nu pierde meciul primul. Se întoarce cu spatele și e ca o rufă pusă la uscat pe părțile ringului. Și tacticile astea de fragmentarea meciului pot fi penalizate, dar ce rost ar mai avea? Schipat proteza în mod repetat, întors spatele. Ținut în clinci. Sunt tot felul de tărtipuri la care apelează italianul. Îl vedem acum pe Curduc, un high kick blocat de italian care îl și împinge pe Curduc. Și Longoni are probleme pe piciorul de față. Roșu de stânga și stânga la corp pentru Curduc. Dănuț încă o dată cu o stângă la corp. Uper cu de dreapta pentru adversarul său și genunchi. Serie bună pentru Curduc. Continuă să facă pasul înainte Curduc. Adversarul său rezistă până la urmă. Mai sunt câteva secunde. Cred că va termina meciul în picioare. Da, a terminat. Și a atins scopul. Și a atins scopul, da. Trei reprize dominate de Curduc împotriva italianului Davide Longoni. Categoric, fără drept de apel. Da, o repriză a doua cel puțin în care Curduc a câștigat fără drept de apel acea rundă. A fost și o numărătoare încasată de Davide Longoni. Așteptăm să vedem care este decizia arbitrilor judecători.
Avem această stângă aplicată de Hurduc, adversarului său în cap a fost lovitura. Aici o lovitură înaltă de picior, blocată de Longoni, care l-a și împins la podea pe Hurduc. Încă o dată stângă, acroșe de dreapta, acum genunchiul lui Longoni. Aici a încercat italianul cu aceste lovituri de genunchi să-l surprindă pe adversarul său, dar nu i-au intrat lui Longoni. Așteptăm decizia. Winner by unanimous decision, the red corner, the Câștigă colțul roșu, decizie unanimă. Dorin Hurduc învinge împotriva lui Davide Longoni și urmează următorul italian din această gală. Este vorba despre Iuri Gentile împotriva lui Amancio Paraschiv.